Primul sondaj după ce toți candidații pentru primăria Capitalei și-au anunțat intenția, candidaturile și reacții. Ce fel de reacții, mai ales la partidele din coaliție, PSD și PNL? Ședințe peste ședințe, este adevărat că au și alte decizii de luat, de exemplu ce se va întâmpla cu Iulian Dumitrescu la Partidul Național Liberal. Este domnul care e cercetat, este urmărit penal pentru luare de mită și totuși organizația PNL Prahova îl propune din nou candidat pentru șefia Consiliului Județean Prahova. Ce va face conducerea Partidului Național Liberal? Deocamdată vă putem spune ce au făcut astăzi. Au mutat subiectul mai încolo. Decizia vine mai târziu. Ce se întâmplă însă cu scorul dezastros pe care îl are Cătălin Cârstoiu în primul sondaj? 16%. Știm ce fac cele două partide din declarațiile pe care le-au dat astăzi liderii, dar mai ales din declarația pe care a dat-o Gabriela Firea, oarecum șefa lui Cătălin Cârstoiu, pentru că se ocupă de campania electorală a lui Cătălin Cârstoiu, e adevărat, în jumătatea PSD, pentru că în jumătatea PNL se ocupă Sebastian Burduja. Foarte importantă această declarație. Doamna Firea spune așa: aceste sondaje n-au nicio relevanță. Ele fac parte din strategia electorală a unora dintre candidați. Lui Cătălin Cârstoiu îi va crește notorietatea, îi va crește și intenția de vot. A fost întrebată Gabriela Firea. Știți, are doar 16% în sondaje Cătălin Cârstoiu. Se va retrage? Se pune problema să nu mai fie candidat? Gabriela Firea răspunde: sub nicio formă, și adaugă două lucruri care merită comentate. În studioul Digi24, invitații noștri, Liliana Ruse, este realizator briefing, bună seara. Cristian Prăvulescu, politolog, bună seara, domnule profesor. Seara. Valeriu Turcan este consultant politic, bună seara, Valeriu Turcan. Și Emanuel Cernat, analist de politică externă, bună seara, Emanuel Cernat. Ce spune Gabriela Firea, Liliana Ruse? Spune așa: lista pentru Consiliul General, știți că va fi o listă comună, va fi deschisă de 2-3 specialiști propuși de, mare atenție, domnul candidat comun. Am încheiat citatul. Ce sfaturi îi dați lui Cătălin Cârstoiu, întreabă jurnaliștii? Sfaturi se dau doar dacă se cer. Am încheiat citatul. Deci, în continuare, Liliana Ruse, Gabriela Firea nu-i spune domnului candidat comun pe nume. De ce? Poate nu i-a reținut numele. Mă gândesc că se întâmplă să ai asemenea scăpări de memorie și să nu ții minte nume. Mie mi se întâmplă foarte probabil că și doamna Firea a avut un astfel de moment. E clar că doamna Firea încearcă să se distanțeze cât mai mult de această campanie. Cum să spui tu, ca șef de campanie, că nu-i dai sfaturi candidatului? Păi e una dintre atribuțiile tale, de-aia ești șef de campanie, ca să-i spui pe lângă organizare, să ai și sfaturi pentru candidat. Nu știu ce așteaptă doamna Firea, să vină candidatura domnia sa? Da, asta așteaptă. Păi, să-i ceară sfatul. Să-i ceară sfatul. Bun. Sunt curioasă dacă se va uite doctorul Cârstoiu să întrebe ceva, ce sfat îi va da doamna Firea, dacă îi va da adevăratul sfat, cel câștigător, menit să-l pună pe domnul Cârstoiu pe primul loc în sondaje. Nu are niciun interes doamna Firea să fie parte acestei campanii. Acum să fim serioși. De ce ar fi? Numai faptul, însuși faptul că a fost numită șefă de campanie a lui Cătălin Cârstoiu este o umilință în sine pentru doamna Firea. Prin urmare, intervenția ei în campanie sau alăturarea de candidatul Cârstoiu nu o ajută personal în niciun fel. Acum nu știm în ce măsură l-ar ajuta și pe doctorul Cârstoiu, pentru că din sondajul de aseară se vedea că doamna Firea are o încărcătură negativă din punct de vedere al imaginii foarte mare. Dar această fractură între Gabriela Firea și partidul său, Partidul Social Democrat, pentru că războiul ei nu este cu doctorul Cârstoiu, războiul ei este cu Marcel Ciolacu în continuare, va rămâne inclusiv după ce doamna Firea va ajunge la Bruxelles, dacă va rămâne în final la Bruxelles. Sunt importanți oamenii ăștia, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, șefi de campanie, sunt importanți pentru Cătălin Cârstoiu? Sunt foarte importanți pentru că ei vor mobiliza militanții. Fără militanți nu se va putea ajunge la electoratul celor două partide. Deci sunt esențiali. Deci mesajele astea sunt transmise către electorat. Care electoratul bucureștean e diferit de electoratul altor orașe.
În București, electoratul este mult mai sensibil, mult mai atent, inclusiv electoratul partidelor. Nu e un electorat captiv, pur și simplu. El își urmează până la urmă șeful de campanie. Ori dacă vor veni mesaje de genul acesta, și de la început am fost convinși că una din problemele pe care le are candidatul coaliției este tocmai faptul că cei doi care au fost contracandidații săi... Îl vor talona. Îl vor bloca chiar, pentru că atâta vreme cât spui în public că nu-și cere sfaturile, înseamnă că nu-i susții de fapt candidatura. Pare că domnului Cârstoiu nu prea îi pasă. Mi-aduc aminte de discuția cu el de aseară. Domnul Cârstoiu a spus așa: programul mi-e scriu singur, vor avea niște contribuții Gabriela Firea și Sebastian Burduja, sunt niște oameni extraordinari, dar eu scriu programul singur. Este o perspectivă. Când va apărea, ce înțeleg de aici, important. Și sunt foarte curios care e percepția dumneavoastră, ce înțeleg eu aici este că sunt ca apa și uleiul. Oricum o dai, la momentul de lansare, în declarațiile pe care le fac fiecare de la el de acasă, de la organizația PSD București, de la PNL București și așa mai departe, par să nu se amestece. Din start, relația domnului Cârstoiu Gabriela Firea a început de la zero. Acolo a rămas. Toată lumea știe, doamna Firea și-a dorit foarte mult să fie propusă pentru a candida la primăria capitalei. Deci există o rivalitate care se va simți pe parcursul întregii campanii. Eu nu cred că este doamna Firea șefa domnului Cârstoiu prin prisma respectivei atribuții pe care a primit-o. Și nici nu cred că este atât de importantă pentru campania domnului Cârstoiu. Sunt alții mai importanți, de exemplu, primarii de sectoare din București. Pentru că doamna Firea nu are cum să fie mai bine conectată cu militanții, cu firul ierbii, cu cartierele, cu scările de bloc, decât rețeaua din subordinea fiecărui primar de sector. Și haideți să ne gândim, vorbim de 4 sectoare, nu? De 3 sectoare importante. 4, 3 și 6 mai ales. De aceea eu cred că domnul Cârstoiu mai are încă ceva timp la dispoziție să-și prezinte programul, numai că fiecare zi care trece este un impediment suplimentar pentru domnia sa. Notorietatea deja a crescut foarte mult și va mai crește. Nu aceasta trebuie să fie principalul obiectiv, să aștepți să ai un grad, nu știu, 70-80% notorietate într-un sondaj de opinie. Candidatura a fost lansată, bucureștenii știu că este candidat, vor să vadă programul politic. El are un oarecare handicap. Candidează împotriva unui primar pe funcție și împotriva unui primar de sector cu o notorietate foarte bună, cu o încredere sporită și care are această capacitate extraordinară de a se proiecta la nivelul străzii, să identifică cu omul de la nivelul străzii, cu omul simplu din București. Doctorul Cârstoiu este într-o cursă contra cronometru și bucureștenii realmente sunt interesați și miza a crescut cu 3 candidați importanți să vadă în materie de poluare, în materie de limitarea daunelor din parcuri, de exemplu, siguranță publică, trafic, spitale, educație, care sunt principalele măsuri propuse. Odată ce programul doctorului Cârstoiu va fi anunțat, și sper că nu va mai trece multă vreme până atunci, n-a putut să ne spună când îl vom vedea, și mișcări în sondajele de opinie în ceea ce înseamnă intenția de vot. Dar depinde domnia sa. Nu este Gabriela Firea, repet, în concluzie, mai importantă astăzi în București decât primarii de sectoare ai coaliției. Emanuel Cernat, Gabriela Firea nu-i spune pe nume lui Cătălin Cârstoiu. Ce înțelegem de aici? Că nu e pe plac, că nu-l va susține, că îl va boicota? Ce înțelegem? În mod cert, nu-i face plăcere această postură de șef de campanie pentru cel care i-a luat până la urmă poziția pe care și-o dorea foarte mult. Poziția în care este astăzi Gabriela Firea este una destul de ingrată, pentru că în situația în care doctorul Cârstoiu va câștiga alegerile și va ajunge primar, meritul va fi exclusiv al său, iar dacă va pierde aceste alegeri, cineva va trebui să deconteze politic și, în mod cert, nu va deconta politic doctorul Cârstoiu, pentru că el nu are apartenență politică. Și atunci, cei care vor deconta politic vor fi șefii de campanie. Din această perspectivă, pentru Gabriela Firea, în acest moment, situația este una extrem de complicată.
La acest lucru contribuie însă și modul ei de a se raporta față de candidatura doctorului Cârstoiu. În momentul în care ai fost nominalizată pentru această poziție, pentru a conduce o campanie, faptul că te abții cu obstinație să pronunți numele candidatului în contextul în care toți analiștii au remarcat acest lucru și există deja anumite ironii în spațiul public cu privire la acest refuz al domniei sale de a-i pronunța numele, nu face altceva decât să îngreuneze și mai mult coagularea unei intenții de vot atât din partea electoratului PSD cât și a electoratului PNL pentru candidatura doctorului Cârstoiu. Liliana Ruse, urmărești scena politică de zeci de ani, da? Este o primă fotografie, un sondaj, da? Vor fi făcute multe înaintea campaniei, în campanie, va exista și ultimul sondaj din campanie. De obicei, ierarhia se schimbă? Nu-mi dau seama, pentru că vorbim totuși de o distanță foarte mare de procente între primii doi candidați. Și mă refer aici la Constantin Popescu Piedone și la Nicu Șordan. Este de așteptat ca doctorul Cârstoiu să crească destul de mult în sondaje, pentru că acum știm candidatura, are în spate două partide puternice, probabil că o părți bună din electoratul PSD și PNL îl vor vota. Însă, la cum arată lucrurile în acest moment, eu nu văd neapărat o ierarhie schimbată. Însă, e greu de făcut orice fel de predicție, pentru că nu știm ce va urma. Nu știm. Lucrurile sunt, asta e senzația mea, sunt cât se poate de fluide, sunt cât se poate de mișcătoare și se simte o stare de tensiune foarte puternică. Te gândești la lovituri de teatru? Mă gândesc la lovituri de teatru, mă gândesc loviturile la evenimente... de teatru însemnând niște retrageri, o retragere? Nu mă gândesc la o retragere, dar mă gândesc la tot felul de dezvăluiri, de anchete, de apariție în spațiu public al unor informații pe care candidații le-ar vrea ascunse. Ele știi că au tendința să apară în general în... Pe ultima sută de metri. Atunci când contează. L-am întrebat pe Nicu Șordan dacă se așteaptă, când a fost duminica emisiune, l-am întrebat dacă se așteaptă să fie o campanie electorală dură cu atacuri murdare și n-a putut să spună decât că domnia sa nu va ataca murdar pe nimeni. Dar la starea de tensiune care se resimte și o vedem cu toții, în special pe rețelele sociale, e de așteptat să fie o campanie foarte dură. De asta mi-e greu să văd, să fac vreo predicție cu privire la schimbarea ierarhiei. Cum arăta ierarhia. Cel mai probabil, din cum arată lucrurile acum, unii ne-au și spus-o, dar în cazul celorlalți putem să ne imaginăm, nu se vor întâlni. Pare că nu sunt dispuși să se întâlnească, nu vor să comenteze, nu vor să-și comenteze declarațiile, nu vor să-și adreseze întrebări, pentru că asta era o convenție pe care l-o propusesem noi la Digi24 și nu mai vor să-și adreseze întrebări. Bun, deci refuză o dezbatere, fiecare încearcă să meargă chiar pe culoarul său. Chiar și de la său. Distanță, da. Da, meargă pe culoarul său în speranța că va putea să-și protejeze electoratul, pentru că da, va fi o bătălie foarte dură. Faptul că un candidat care vine din afara spectrului politic clasic, Cătălin Popescu Piedone, nu înseamnă că e un candidat care e parașutat, e cunoscut. Este victimizat, se victimizează, asta îl favorizează. Există un electorat care e sensibil la mesajul său, este un personaj care e cunoscut în București, care a fost primar de sector la două sectoare foarte multă vreme. Ca urmare, poate să profite de această situație, dar nu are sprijinul partidelor. E un experiment important și pentru ce se va întâmpla la prezidențiale, ceea ce se întâmplă acum în București. Este un experiment pe care îl fac cei care încearcă să manevreze politica românească într-o oarecare măsură. Refuză, deci, să se adreseze unul altuia, dar la un moment dat nu vor avea alternative. Vor trebui să o facă. Pentru că altfel nu vor putea să iasă din situația în care se află. Nicu Șordan crede că este în continuare pe locul întâi, dincolo de sondajul pe care Digi el însuși l-a comandat și în care Cristian Popescu Piedone era pe primul loc. Era pe primul cu loc. Cu distanțe mai mici, adevărat. Era pe primul loc în condițiile în care nu era Cârstoiu. Și nici Firea. Deci era un alt sondaj. În sondajul pe care, apropo, sondajul acesta realizat pentru Digi a fost realizat imediat după ce Cârstoiu și-a anunțat candidatura, în 4 zile, deci este evident că notorietatea încă nu a crescut, poate să crească, dar distanța este enormă.
distanța este enormă, este de aproape 30%. Păi, practic, Cristian Popescu, Piedone, are un scor egal cu suma scorurilor lui Nicușor Dan și Cătălin Cristoiu. Da, 16 respectiv 27. Exact. Deci 43 față de 44, diferența de 1 este în marja de eroare. Oricum, contează foarte puțin. Deci, pe de altă parte, alte sondaje dau situația inversă, făcută în același timp, dar pe altă metodă. Ceva e neregulă undeva. De ce se dau rezultate atât de diferite? Vor partidele să fie mințite? Pentru că nu celălalt sondaj care a fost dat publicității ieri... Pot exista aici niște scenarii, nu? Scenariile sunt două puncte. Unu. Primul scenariu este că există o eroare undeva de calcul. Plecând de la buna intenție a... O eroare de calcul. Spre exemplu, o eroare de eșantionare. Cele două institute au folosit metode de sondare diferite. Sondajul pentru Digi a fost realizat door-to-door, față-înfață. Eu, față-înfață în București e foarte complicat, pentru că, știți, oamenii nu sunt acasă ziua în amiaza mare când se duc sondorii pe teren, când se duc reprezentanții firmei pe teren și există un foarte mare număr de refuzuri. Ceea ce înseamnă că eșantionul poate să evolueze, pentru că există un pas statistic care se face, dar la un moment dat se iese puțin sau se merge la marginea eșantionului. Celălalt a fost telefonic, dar și sondajele telefonice au problema lor, mai ales în București. Pentru că Bucureștiul este o lume aparte. Bucureștiul este un oraș în care lumea este ocupată și nu are nici timp, nici chef să răspundă la sondaje, nici chef. La telefon sau exact să răspundă la ușă. Asta poate să aibă influența asupra rezultatelor. Cât de mare să fie distorsionat, domnule? Nu atât de mare încât să-ți dea 17% într-o parte și în cealaltă parte să-ți dea o altă ierarhie. Să-ți dea 20, cât are? 24% are. Deci de la 16% la 24% e o diferență mare. Continuăm că e prea interesant, după o scurtă pauză și tot atunci vom vorbi despre decizia Parlamentului, practic confirmă o decizie a președintelui. Trupele NATO pot intra, staționa, pot tranzita teritoriul României în 2024, oricând, oricât. Care e motivul? Pentru că există motivul enunțat în scrisoarea trimisă de președinte la Parlament. Vă așteptăm. Revenim. Mai multe surse ucrainene, Nexta printre ele, analizează imaginile atentatului de la Moscova. Și din imagini rezultă câteva informații foarte interesante. De exemplu, în sală au fost observați bărbați cam de aceeași statură, cam de aceeași vârstă, îmbrăcați la fel. Este vorba despre jeansi și tricouri de culoare albastru închis. Este o îmbrăcăminte comună, veți spune, mai ales printre ruși. Doar că, la un moment dat, respectivii bărbați, îmbrăcați la fel, ca la un semn, blochează ușile. Ba chiar unii dintre ei îi împing pe oamenii din sală în direcția opusă evacuării. Veți vedea toate aceste detalii și alte câteva, ceva mai târziu în jurnal, le vom comenta cu invitații noștri. E clar, spun sursele ucrainene, către asta ne îndreaptă și pe noi cu mintea aceste detalii, că ce s-a întâmplat la teatrul din suburbiile Moscovei a fost o afacere FSB cu știința lui Putin. Care ar fi strategia? Ce ar vrea Putin să obțină în felul acesta? Și în ce situație se află astăzi Putin după atentatul în care au murit 139 de oameni? Apropo, dintre cei 139 au murit împușcați aproape 50, restul au murit din cauza flăcărilor pentru că au rămas blocați într-un teatru care a luat foc. Înainte, cu invitații noștri, vom duce la bun sfârșit dezbaterea în legătură cu ce se va întâmpla cu Cătălin Cârstoiu în urma sondajelor, dar mai ales în urma declarațiilor pe care le-a făcut astăzi Gabriela Firea, șefa campaniei lui Cătălin Cârstoiu. Gabriela Firea în continuare nu-i spune numele. Gabriela Firea spune că nu-i dă niciun sfat atâta vreme cât Cătălin Cârstoiu nu îl cere. Cătălin Cârstoiu nu părea foarte dispus, interesat să obțină sfaturile Gabrielei Firea. Apropo, astăzi ar fi fost o primă întâlnire cu candidatul, doar că, înțelegem, doctorul Cârstoiu nu a participat la această ședință. Și vom discuta și despre felul în care în Parlament, de la tribună, s-a mai întâmplat, dar s-a întâmplat și astăzi și merită comentat, Diana Șoșoacă, senatoare,
a poporului român în Parlamentul României a rostit un discurs care părea indigo cu ce spune Putin. Și anume, că NATO se pregătește să atace Rusia. Asta spune și Diana Șoșoacă în Parlamentul României, spunând că este implicată România, ba chiar că președintele Iohannis aruncă România în acest război al NATO împotriva Federației Ruse. De la ce a pornit toate detaliile imediat. Valeriu Turcan, din nou fac apel la experiență. E posibil la scorurile acestea să se schimbe ierarhia în timpul campaniei electorale? Nu este imposibil, deși nu o să fie simplu. Pentru că noi avem și o problemă de metodologie. Noi în acest moment nu știm care sunt scorurile reale. Dar ele se vor clarifica nu mai mult de 2 săptămâni, pentru că sondaje vor continua să fie făcute. Doctorul Cârstoiu beneficiază totuși de un bazin bun derivat din votul politic, care este și al sectoarelor. Nu Gabriela Firea este importantă în această ecuație, ci modul în care va fi desfășurată campania în București. Pentru că este un public în acest moment atent, este mai informat decât majoritatea românilor și lucrul cel mai important, Nicușor Dan nu este pe un piedestal. Nicușor Dan nu este într-o zonă de confort. Stă bine, dar nu este în categoria primarilor, să le spunem, excepțional din România. Și aici putem să ne referim la primarul din Oradea, Cluj, Sibiu, Galați, un primar PSD foarte bun. Oameni care sunt într-o zonă de siguranță deplină, la peste 65%. El e undeva la circa 30%. Are și el foarte multe avantaje. Este locul unde USR-ul stă cel mai bine din România astăzi, din datele pe care le avem. Dar bucureștenii sunt nemulțumiți. Au fost probleme cu apa caldă, cu traficul, nu s-a schimbat nimic, anumiți investitori au luat calea străinătății. Nu e un mediu mai favorabil cu venirea unui Nicușor Dan să faci, de exemplu, afaceri în zona imobiliară în București. Foarte multe lucruri sunt blocate și nu ne referim acum la celebrii rechini sau la procesele lui Nicușor Dan, ca atmosferă. Bucureștiul merge din inerție pentru că este polul economic al României, dar rolul lui Nicușor Dan este zero în această materie. Dar Piedone? El se conectează foarte bine cu firul ierbii, cu străzile, cu cartierele și cu un electorat care disprețuiește politica în general și consideră pe Piedone ca fiind în afara politicii. De unde? În fine. Dar este de datoria celorlalți candidați să adreseze întrebări și revin la o temă pe care ați abordat-o anterior, înainte de pauză. De ce refuză să-și adreseze întrebări? Păi Nicușor Dan, dacă este pe a doua poziție, luăm și această premiză. El trebuie să-i adreseze întrebări lui Cristian Popescu și trebuie să întrebe și de colectiv o chestiune. Bun, ești empatic cu bătrâna de la colțul pieței, dar ce vrei să faci pentru București în materie de infrastructură, școli, sănătate, etc.? De asemenea, doctorul Cârstoiu trebuie să adreseze întrebări și lui Cristian Popescu și lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, până la urmă, care este bilanțul tău? Că ai pus 2 km sau 3 sau 5 de țeavă în subteran în București? Asta e tot? Cum arată parcurile? Cum arată traficul? Dar oare uităm că s-au câștigat niște alegeri fără niciun fel de întrebări între contracandidați? Nu, dar ce vreau să spun, poate nu este acesta momentul în care se pună întrebările, dar candidații nu vor scăpa de a fi întrebați de către contracandidaților. Mai fac observații aici și sunt foarte curios cum veți comenta. Vorbesc cu primari de săptămâni bune și ne vom ajunge și în momentul în care vom constata că inclusiv la nivelul candidaților pentru primăria capitalei vom auzi aceleași soluții în cazul marilor probleme. Pot să vi le listez acum. Cum se rezolvă problema traficului? Cu semafoare inteligente, cu parcări la marginea orașului unde oamenii să vină cu mașinile și să se suie în metrou, cu extinderea liniei de... Mai vreți? Vă spun. Asta vor spune toți. Și bucureștenii ce știu. Nu știu. Trebuie să fie o campanie creativă. De ce excludem posibilitatea ca de undeva să vină niște idei creative care să-i atragă pe români? De undeva? Nu știu. Poate din de undeva? Din ultimii ani? Adică dacă am învățat ceva, asta am învățat. Scuzați-mă.
Vreți să-mi spuneți că resursele partidelor sunt în groapa marianelor sau eu ce cărui agenții de publicitate? Eu asta că văd. Nu mai există nimeni care să creeze o campanie constructivă, dar nu în sensul în care și-l dorește sau îl înțelege Nicolae Ciucă, dar foarte creativă? Ideile creative, din păcate, să ne amintim că am avut un primar general care venise cu o idee extrem de creativă, cu niște autostrăzi suspendate prin oraș. Celebre. Da. Nu ideile creative ne lipsesc. Și referitor la ce spunea domnul Turcan mai devreme și are mare dreptate, întrebările nu vor lipsi. Problema candidaților nu va fi cu întrebările pe care le vor adresa, ci cu răspunsurile pe care vor trebui să le dea. Pentru că fiecare dintre candidați va avea anumite probleme să răspundă la anumite întrebări. Nicu Șordan pentru problemele existente în acest moment, doctorul Cârstoiu pentru experiența pe care ar putea să o aibă și pentru soluțiile pe care ar putea să le propună, domnul Piedone pentru ceea ce s-a întâmplat la colectiv, cum spunea mai devreme domnul Turcan. Acestea sunt problemele cu care se vor confrunta, răspunsurile pe care le vor oferi. Este însă iarăși de remarcat faptul că Gabriela Firea spune că nu i-a fost cerut sfatul, dar vine și recomandă ca doctorul Cârstoiu să se adreseze străzii, că aceasta ar fi soluția. Ori această încurajare este una extrem de riscantă, pentru că aici intră extrem de mult pe terenul primarului Piedone, care are o chimie foarte bună exact în interacțiunea cu strada. Pentru doctorul Cârstoiu va trebui să treacă acest test al interacțiunii cu cetățeanul. Ce înseamnă, mai auzit asta, cu interacțiunea cu strada? Strada sunt și eu, strada ești și tu, Valeriu Turcan, și dumneavoastră, domnul profesor, și dumneavoastră, și noi suntem tot strada. Ce înseamnă interacțiune cu strada? Interacțiune directă cu alegătorul, asta pot să înțeleg. Dar toată povestea aceasta cu interacțiunea cu strada sună cumva ca și cum Piedone se adresează doar unui anumit electorat, unui anumit tip de electorat. Păi nu așa se întâmplă? Păi, interacțiunea cu strada trebuie să existe în sensul că trebuie să fie interacțiunea cu alegătorul, nu cu o anumită parte. Eu nu știu, spre exemplu, dacă era Piedone, nu știu dacă era Piedone, interacțiunea cu strada presupune interacțiunea cu zonele rău famate din ale Bucureștilor. Poate fi interacțiune cu locuitorii din sectorul 1. De unde știm? Adică mie, e o chestiune care mie îmi displace în tipul ăsta de discurs. Piedone este cel care interacționează cu strada. Nu înțeleg exact ce este această stradă. Bă, că mi-a explicat și mie, Valeriu, ce înseamnă această ce înseamnă? În primul rând, elementele lui de profil sunt principale, sunt aproape de oameni și implicare. Aproape de oameni așa trebuie să fie pentru... Unora le iese, altora nu le iese. Dar ani de zile, domnul Cristian Popescu s-a proiectat ca fiind unicul reprezentant al clasei politice bucureștene care ascultă oamenii în nevoie, nedreptățiți, victime ale cuiva. Ori în piețe, ori la scări de bloc și așa mai departe. El a pompat foarte mulți bani, din punctul meu de vedere, de ordinul sutelor de mii, dacă nu al milioanelor de euro, în construirea acestor imagini, discutăm de percepție, cum este Cristian Popescu Piedone în pre patru pereți acasă, poate bea doar șampanie de 1000 de euro sticla. Nu știm. E întotdeauna diferență între percepție și realitate. În această percepție, dacă îmi spuneți, și suntem persoane, zic eu, cu o rată de consum mediatic peste medie, trei propuneri pentru București ale domnului Cristian Popescu, pe care să le știți sau pe care să le fi auzit recent. Păi e valabil și pentru ceilalți candidați. Nicu Șordan am putea să mai știm câteva lucruri. Dar dincolo de această imagine de tatăl și mama nepăstuiților din București, pe care și-a cultivat-o cu milioane de euro, Cristian Popescu. Nu vorbește despre trei ele. Lucruri. Nu vorbește trei despre lucruri. Ele. Pentru că nu are nevoie, nu, despre oraș. Poate pentru că nu are nevoie. Cosmin Preceanu, despre oraș, nu despre el. Despre nu, oraș. Nu vorbește despre oraș, nu. Nu vorbește decât despre faptul că acest oraș are nevoie de el și nimic și mai mult. Credeți? Credeți că oamenii n-ar fi interesați să audă și niște lucruri despre oraș? Categoric, da, dar înțeleg. Eu nu mai înțeleg, spune... are sau nu legătură cu strada? Înțeleg din ce spune Liliana Ruse că ăsta e un oraș divers. Este mare, are 3,5 milioane de oameni care nu sunt numai din categoriile celor care... O fi 3,5 milioane de oameni, dar votează cei care pe la 2 milioane, da.
nu votează. Puțin. Deci numărul de votanți este undeva la 1,5 milioane, iar cei care se prezintă la vot sunt câteva sute de mii. O treime din sunt câteva sute de mii. Iar și aici e foarte important, pentru că ne întrebam de ce diferențele între sondaje și era a doua ipoteză, și anume calcule diferite în ceea ce privește prezența la vot. Pentru că la 40%, la 30%, la 50% vom avea rezultate diferite. Și este o ipoteză importantă, pentru că din datele pe care le avem, noi construim o anumită ipoteză despre prezență, plecând de la premiza că oamenii ne spun că vor participa la vot și poate chiar vor participa la vot. Ori, când refuză, de exemplu, să pună întrebări celorlalți, vor să-și consolideze acel electorat. Acel electorat care, la o ipoteză de prezență de 35-40% plauzibilă, este un electorat sigur. Nu dacă prezența la vot crește, atunci problema este participarea electorului informat, care este imprevizibil și care va vrea să fie convins de către candidați. Și asta va schimba în mod radical situația. Partidele politice clasice, PNL, PSD în primul rând, USR într-o oarecare măsură, pentru că a devenit din 2016 o forță bucureșteană, o forță politică bucureșteană, nu sunt interesați să treacă dincolo de anumite limite. Dar s-ar putea ca aceste alegeri să devină interesante. Nu sunt convins. Într-adevăr, și eu cred că forța partidelor va conta, pentru că vor fi patru liste pe care oamenii vor vota cu partidele. Consiliul local, Consiliul general, primarul de sector, primarul general, plus europenele. Mă aștept ca oamenii să fie relativ coerenți. Și asta poate să fie o problemă pentru candidatul antisistem. Pentru că nu e pe lista aceea. Și nu, de exemplu, candidata partidului de la care domnul Popescu Piedone face, din care Popescu Piedone face parte, va fi pe lista PSD. Asta va confuza în foarte mare măsură electorii, pentru că ei vor dori să fie coerenți. Și această coerență va fi cea care va juca în săptămânile viitoare un rol foarte important în strategia partidelor, în strategia de comunicare. Noi în momentul ăsta nici măcar nu știm pe candidații la sectoare. Îi bănuim, dar încă, din câte știu eu, nu avem o informație oficială privind acești candidați. Ce s-a întâmplat astăzi la Parlament este simplu. Parlamentarii au confirmat o decizie pe care președintele a luat-o, le-a comunicat-o. În 2024 trupele NATO pot intra, pot rămâne, pot trece prin România în orice moment, oricât au nevoie, pot rămâne în România oricât au nevoie, fără niciun alt fel de demers. Se poate întâmpla în 2024. În expunerea de motive este prezentat contextul pe care îl știm cu toții. Avem război la granițele României, în Ucraina. Și se vorbește, informația cheie este că trupele NATO, trupele de reacție rapidă, trebuie să fie gata în 72 de ore. Pentru că este vorba despre această fereastră foarte scurtă de timp, 72 de ore, vă dați seama că nu mai e nevoie de niciun fel de altă aprobare, să se convoace Parlamentul, în sesiune extraordinară, dacă sunt în vacanță, să vină repede, să accepte o propunere pe care să o facă președintele. S-a întâmplat înainte, în caz de nevoie, să se poată întâmpla din punct de vedere militar tot ce vor militarii sau ce spun militarii că trebuie făcut, fără niciun fel de altă aprobare. Ocazie cu care Diana Șoșoacă se dă din nou un spectacol și vorbește exact cum vorbește Putin. Spune așa, că NATO se pregătește să atace fără motiv Rusia și că România este parte din acest război. Iohannis, spune Diana Șoșoacă, bagă România în acest război și că n-ar avea ce căuta trupe străine în România pentru că ne încalcă suveranitatea. Sunt minciuni după minciuni, toate sunt de fapt minciuni. Și te întreb, Liana Ruse, de ce face asta? Sau mai bine spus, ce face Diana Șoșoacă? Pentru că, unu, nu sunt militari străini, sunt aliații noștri. Doi, și NATO. Sunt deja în România. Adică. Și mulți dintre ei sunt deja în România. NATO este o organizație defensivă, nu are de gând să atace Rusia. Nu are de ce să atace Rusia. Pentru că și-ar pune sute de milioane de cetățeni în pericol printr-un gest atât de nebunesc. Deci ce face Diana Șoșoacă punând minciunile astea pe ventilator și spunând că România este târâtă în război? Doamna Șoșoacă face ce știe cel mai bine, cel puțin de când a început invazia, face propagandă rusă. Face, îi preia temele Kremlinului fără niciun fel de filtru,
le pune în fața publicului din România. În Parlamentul României. În Parlamentul României. Însă eu sunt dintre cei care se bucură că se întâmplă asta în Parlamentul României, pentru că, în sfârșit, oamenii au posibilitatea să o vadă pe doamna Șoșoacă în acțiune, preluând cuvânt cu cuvânt tot narativul, toate prostiile debitate de la Kremlin, fără niciun fel de opreliști. Și în momentul acesta, fiecare cetățean... Bine, aș fi așteptat să primească totuși o replică sănătoasă de la niște oameni care au responsabilitate în statul român. Ca de fiecare dată, liderii politici de la putere s-au ferit să intre într-o coliziune directă cu oameni de tipul doamnei Șoșoacă, pentru că, ce să vezi, nu este de statura lor politică. Dar lăsând-o pe Diana Șoșoacă și pe George Simion în toți anii ăștia să peroreze, să vorbească, să răspândească minciuni, fără niciun fel de problemă, i-au adus acum în situația de a fi la 20% în Parlament. În momentul în care doamna Șoșoacă vine cu toate minciunile astea, nu este sancționată în niciun fel, nu mă refer la o sancțiune politică, la un discurs politic care să primească o replică. Un răspuns politic. Exact, un răspuns politic, strict. Sigur. Politic. Uh-huh. Toată lumea tace ca și cum, asta e Șoșoacă, nu o băgăm în seamă că nu are niciun fel de rost. Deci trebuie să primească așa, răspuns. Da, așa i-au adus la 20% cel puțin pe oamenii aceștia, nedându-le niciun fel de replică, fără niciun fel de efort în a le demonta minciunilor, pentru că ți-a luat, Cosmin, 10 secunde să enumeri toate fracturile, toate minciunile din discursul ei. N-ar fi trebuit să auzi de la primul ministru, de la ministrul apărării, lucrurile acestea, de la președintele Senatului, care e general. Dar nu. Ei sunt foarte preocupați să tacă și să-ți vadă de orice altceva, de ca toate calculele lor politice, și să nu sancționeze politic asemenea declarații. Dorin Popescu, directorul Casei Mării Negre, ni se alătură. Bună seara! Bună seara! Ce răspuns ați fi vrut dumneavoastră, Dorin Popescu, să primească Diana Șoșoacă din partea domnilor parlamentari? Există un parlamentar de la USR care a urcat la tribună, care a încercat să-i dea o replică, nu a demontat minciunile. A vorbit despre dorința unora din sală, fără să-i nominalizeze, ca în loc de trupele NATO în România să fie trupele rusești. Aceasta a fost replica pe care a primit-o. Ce ați fi vrut dumneavoastră, Dorin Popescu? Ce v-ați fi dorit să auziți la enormitățile Dianei Șoșoacă? Ce replică ar fi trebuit să primească? Eu, sincer, când o construcție de presupuse argumente pro și contra se desfășoară în afara logicii elementare, de bun simț, de pragmatism, de corectitudine, de conștiință, instrumentul meu preferat este ironia. De exemplu, constat că astăzi doamna în cauză a ratat o oportunitate excepțională de a lămuri un scandal deosebit între președinții Federației Ruse și președintele Republicii Belarus. Mai țineți minte că doamna în cauză, în urmă cu câteva luni, a salvat regimul Putin și pe Putin însuși de la pseudo-rebeliunea lui Prigojin, contactându-l pe domnul Lukashenko și intermediind discuția lor. Și practic Lukashenko l-a salvat pe Putin, urmarea demersurilor doamnei Șoșoacă. Ei bine, astăzi Putin și Lukashenko au din nou nevoie de medierea unui prieten, de medierea unui terț. Pentru că Lukashenko pretinde că nu, domne, nu, Vladimir, nu, te înșeli, nu ucrainenii îi așteptau pe teroriști la frontieră, îi așteptam noi. Aveam totul pregătit, i-am fi primit, i-am fi împachetat și i-am dat înapoi. Vă iubim! Ei bine, Putin nu spune că ucrainenii. Era nevoie de intervenție cu doamna Șoșoacă. Ceea ce vreau să spun, mesajul de bună înseamnă, ironic, este că doamna Șoșoacă, concentrându-și atenția astăzi pe teme mărunte, banale, precum prezența NATO pe teritoriul unui stat membru NATO, a ratat uriașa oportunitate de a împăca pe cei doi granzi ai lumii estice către care dânsa tânjește. Acesta este. În rest, de bună seamă că argumentele raționale care țin de decizia Parlamentului sunt atât de numeroase, atât de simple, atât de limpezi, atât de firești, atât de înțelese de către publicul din România, încât orice repetiție lor ar părea că nu este nimic altceva decât o contrareacție la un discurs pe care cineva ar îndrăzni să-l presupună logic sau legic. Mă folosesc de faptul că l-ați amintit pe Lukashenko, le ofer